Bună dimineața și bine ați venit! Este ora 7:30 dimineața, mă pregătesc să mă duc la sală, am un antrenament de dimineață, după care merg să-mi fac niște cumpărături, că am rămas fără mâncare și trebuie să ne hrănim, nu? Pentru a avea energie. Am fost foarte des întrebat ce mănânc, cum mă hrănesc, care este alimentația mea, ce recomand. Ei bine, ce vreau să știți este că nu mănânc. Cel puțin nu mănânc micul dejun, sar peste micul dejun. Și probabil că veți fi surprinși. Cum adică nu mănânci micul dejun? Cum o să ai energie să faci antrenamentul? E bine, la aceste întrebări o să vă răspund puțin mai târziu. De ce este indicat să sari peste micul dejun? Și de ce nu îți va afecta sănătatea și te va ajuta în procesul de slăbire să-ți menții masă musculară și în sănătate? Și despre mai multe principii o să vă povestesc în acest video. Însă, acesta este primul principiu pe care îl recomand tuturor celor care doresc să facă o schimbare în alimentația lor și să-și îmbunătățească sănătatea. Am plecat la treabă, ne auzim după ce termin cu cumpărăturile și povestim mai multe. Până atunci, spor la treabă și haide să ne facem o zi fenomenală și grozavă. Ciao! Am ajuns la sală, acum mă pregătesc de antrenament, trebuie să ajungă și băieții și o să facem un antrenament grozav. Îmi plac foarte mult antrenamentele de dimineață, ești încărcat cu energie, odihnit după un somn lung și o să iasă un antrenament grozav. Hei, bună! Tocmai ce m-am întors și eu de la cumpărături, mi-am făcut niște mici cumpărături, că am rămas fără alimente și tocmai ce am mâncat prânzul. Cum v-am spus azi dimineață, am sărit peste micul dejun și acest aspect face parte din primul principiu despre care am să vă povestesc acum. Și este vorba despre postul intermitent. Ce este postul intermitent? Postul intermitent este o strategie de organizare a meselor de peste zi cu scopul de a accelera arderea grăsimilor și pierderea în greutate, păstrând însă masa musculară. Acest principiu nu este o dietă pe care trebuie să o urmezi o anumită perioadă de timp, ci este mai degrabă un stil de viață pe care poți să-l urmezi relaxat și detașat. Postul intermitent nu vizează să îți reduci cantitatea de mâncare pe care trebuie să o mănânci și nici să-ți modifici ceea ce mănânci, ci intervalul de ore în care îți organizezi mesele. Este un principiu interesant cu beneficii foarte mari. Îl practic de foarte mult timp și văd rezultate bune în performanța mea în sport, la antrenamente, fizic, îl recomand și clienților mei și au rezultate bune. Însă, mai multe detalii o să povestesc în următorul video, deoarece sunt multe detalii mici care o să facă să înțelegeți mai bine de ce este foarte benefic acest principiu. Al doilea principiu pe care îl urmez este bazat pe un stil de viață alimentar cât mai natural și viu. Ce înseamnă asta? Consum foarte multe legume, fructe și am eliminat din alimentația mea toate produsele de origine animală. Carne, lactate, brânzeturi și ala. Urmez un stil de viață alimentar vegan. Da, mă simt bine. Este o alegere pe care am făcut-o de foarte mult timp. Mă simt grozav, am energie, am vitalitate, tot ceea ce îmi trebuie să-mi pot susține antrenamentele, să pot face performanță și să îmi pot îndeplini obiectivele pe care mi le-am propus. Este o alegere pe care mi-am dorit să o fac. Probabil că vă întrebați oare de unde mi-au proteinele, de unde mi-au mineralele, aminoacizii, nutrienții de care am nevoie. O să vă exprim mai multe detalii de ce am ales acest stil de viață alimentar într-un alt video. Însă rămâne la atitudinea fiecăruia să aleagă ceea ce este bine pentru el și ce nu. Eu am ales lucrul acesta, mă simt bine, mă simt grozav și o să vă exprim mai multe detalii și beneficii pe care le-am obținut pe baza acestui stil de viață alimentar. Al treilea principiu pe care îl urmez este combinarea alimentelor. Să știi să combini alimentele te va ajuta foarte mult să obții nutrienții și vitaminele pe care fiecare aliment îl oferă. Am fost de mici învățat să mâncăm într-un anumit fel, însă am descoperit pe parcursul acestui an că alimentele pe care le consumăm, în combinațiile pe care le consumăm, nu ne fac întotdeauna bine. Și să combinăm alimentele eficient și bine ne va ajuta în digestie, în a avea energie, vitalitate și nu
corpul nostru va consuma toată energia să se chinuie, să digere ceea ce noi mâncăm în combinațiile greșite. Al patrulea principiu. Încerc să evit cât mai mult zahărul rafinat, procesat, pe care îl găsim în toate dulciurile din comerț și mai nou și în alimentele procesate. Încerc să evit cât mai mult acest produs deoarece este foarte nociv organismului și ne ia din energie și nu ne dă energie acel zahăr. Ne păcălește că ne dă energie, dar de fapt ne ia din energie. Am să vă povestesc mai târziu ce s-a întâmplat în corpul meu atunci când am eliminat zahărul din alimentația mea timp de 5 zile. Ce rezultate am obținut și cum am simțit. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe dacă nu v-ați abonat până acum și share mai departe. Și am o întrebare pentru voi. Care dintre aceste principii credeți că vă va fi de folos? Lăsați-mi un răspuns în comentarii și vă voi răspunde în următorul video. Până atunci, spor la treabă, baftă în continuare, o zi fenomenală și pe data viitoare. Ciao!